Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Ca de obicei, lunea seara vă salută Florin Mureșan la Nord-Vest TV. În primul rând le spunem sărbători fericite celor care în aceste zile serbează Paștele și de asemenea le transmitem de pe acum sărbători fericite și ortodoxilor și greco-catolicilor care vor sărbători la sfârșitul acestei săptămâni sărbătorile pascale, să le serbeze în familie alături de cei dragi cu multă, multă sănătate și în pace și liniște. Și avem o emisiune specială cu doi oameni deosebiți din sportul sătmărean. Astăzi vorbim despre sportul școlar. Am promis că măcar o dată pe lună încercăm să aducem alături de noi oameni care se implică în activitatea școlară a elevilor din satul mare și tot un fel de sport școlar e, pentru că în a doua parte a emisiunii va fi cel care se ocupă de fenomenul și de clubul Primavera în satul mare, un club de care am plinit 3 ani în săptămâna trecută. Bună seara și îl salut cu mare drag pe prietenul și colaboratorul nostru, directorul de la Liceul Program Sportiv, domnul Ionel Păcurariu. Bine ați revenit în studio. Bună seara, bine v-am regăsit și la fel le transmit și eu telespectatorilor, cei care serbează Sfintele Paști în aceste zile, multă sănătate și sărbători fericite și ori de câte ori avem ocazia să ne întâlnim cu sănătate și să vorbim numai de lucruri pozitive, fiindcă destul se întâmplă în jurul nostru foarte multe probleme care ne întristează, dar măcar prin sport să aducem un zâmbet pe buzele, pe fața sătmărenilor și noi încercăm la nivel de sport școlar să-i bucurăm pe părinți, pe elevii care îmbrățișează anumite ramuri de sport și își dedică din timpul lor liber practicarea ramurilor de sport în cadrul atât al liceului cu program sportiv, al claselor speciale gimnaziale, liceale, cât și în grupele de club sportiv școlar. Da, fiind o perioadă a sărbătorilor, după toate cele petrecute în ultima perioadă, prefer să nu răspund cu aceeași monedă, să spunem așa. Dacă ți primești o palmă, întorci celălalt obraz, că e perioada Paștelui. Toate la timpul lor, lumea în schimb știe să facă diferența între cei care nu mai fac performanță din gură și alții care chiar fac performanță cu adevărat în sportul sătmărean. Mai multe nu spun pentru că, încă o dată, repet, e perioada pascală și chiar nu. Eu aș puncta puțin prin, am așa un încrez, toleranța să ne ghideze, să fim tolmales acum perioadele astea, în perioada asta, săptămâna Paștelui, sărbătorile creștine, să fim toleranți unii cu alții, să acceptăm și eșecurile, să știm atunci când am avut eșec să ne asumăm, când avem succese da, să da, ne bucurăm, dar comunicarea face foarte mult și toleranța. Da, nu o să abordez acum subiectul echipei de basket de la CSM și acuzațiilor care s-au adus, pentru că, repet, nu e momentul. Toate la timpul lor, lumea a văzut când s-a făcut performanță și în perioada cui și când s-au obținut rezultate slabe. Vorbim despre LPS însă, liceul cu program sportiv, început acest proiect media cu domnul doctor Popdan Gheorghe și dânsul a fost primul invitat legat de sportul școlar și el la Eminescu, acolo e altceva, au de-abia 2 ore de educație fizică pe săptămână și încearcă și dânsul să-și atragă, să scoată copiii de la calculator și informatică să le spre sport și au fost cu câteva idei bune în ceea ce privește sportul școlar. Aici la LPS e puțin altfel, aveți mai multe ore de sport, aveți mai multe ramuri, sunt mai greu de... Noi suntem un fel de liant între sportul școlar în cadrul lor de educație fizică și sportul de înaltă performanță. Liceul cu program sportiv și clubul sportiv școlar reprezintă baza de masă, dar la sportului de performanță școlar. Fiindcă, într-adevăr, la noi elevii în clasele de sport, gimnaziale au săptămânal în cadrul orarului de școală 6 ore de pregătire sportivă în specialitate, nu ore de educație fizică, iar elevii de liceu au între 10 și 14 ore, la fel, ore de pregătire într-un anumit sport. La clubul sportiv școlar, cu atât mai mult, grupele așa sunt formate, catedrele așa sunt formate, direct pe ramuri de sport și cu
aceste echipe suntem înscriși în campionatele naționale. Eu acum profit de invitația. Da, o să vorbim. Vreau să ating și chestiunea cu școala altfel și să vorbim de fiecare ramură. Da. Niște acțiuni pe care noi, Catedra de Educație Fizică de la Liceu cu Program Sportiv, o catedră numeroasă, foarte mulți profesori în toate specializările pe care noi le avem incluse în LPS-CSS, au gândit o acțiune mai amplă de atragere, de selecție a elevilor și ne-am gândit că în săptămâna, din timp, că săptămâna 6-10 aprilie este săptămâna școala să fii mai bun, să fii mai cu minte, poate, să poate mai că altfel, tot anul în România trebuie să schimba sistemul să fie adică un pic altfel. Adică să facem alte acțiuni cu elevii decât de toate școlile s-au gândit la astfel de acțiuni decât se face în timpul anului școlar, oră de matematică, fizică, română, educație fizică. Și atunci am venit cu un proiect, a fost într-un domnul director ajung Ziman l-a inițiat și a primit sprijin din partea primăriei, direct a primarului Coica, care ori de câte ori s-a arătat deschis să sprijine sportul de masă și mare sportul școlar. Inițiem niște întreceri sportive, invităm elevii de clasa 4-a. Bine că avem și cu o țintă finală pentru în vederea examenului de admitere pentru clasele a 5-a. Din anul acesta avem din nou în proiectul planului de școlarizare aprobat două clase de a 5-a, una numai de fotbal și cealaltă atletism, basket, volei. A venit în întâmpinarea școlilor primare, gimnaziale, cu elevi născuți în 2004, pe zile, din data de 7, 8, 9 și 10, să vină în liceu cu program sportiv, iar Catedra de Educație Fizică organizează tot felul de întreceri. Cu ocazia asta invităm și părinții să participe, învățătoarele, să vadă ce înseamnă mișcare, ce înseamnă sport, să ne cunoască baza materială a liceului. Cum s-ar spune, este o ofertă educațională, dar printr-o acțiune de atragere a copilului pentru competiții și pentru tot felul de întreceri pe fotbal, vor fi profesori de fotbal, de basket, de atletism, de handbal. Acum să vedem cine va răspunde solicitărilor noastre, iar primăria ne sprijină că le asigurăm prin profesorii noștri, dar cu sprijinul primăriei, vorba de financiar, îi aducem cu mijloace de transport. Nu trebuie să vină pe jos, fiind vorba de elevi de 10-11 ani, clasa 4-a. De asemenea, vor fi competițiile, vor fi cei mai buni vor fi premiați cu diplome, premii, chiar și tricouri. Ca să, în sport așa se obișnuiește, la orice competiție trebuie să îi, și nu numai în sport, trebuie să premiezi pe cei mai buni. Dar aici va fi un fel de acțiune de masă, și, zicem noi, și acțiune de selecție, dar și de a chema copii să vină în sălile de sport, să vină pe terenul de sport, fiindcă nu au decât de câștigat. Numai de câștigat. S-a pus pe forumul inspectoratului școlar, domnul inspector Dumitru, pe adresa dânsului, a înaintat acest regulament de organizare, acest parteneriat, în care sunt date numele de telefon a profesorilor, toți profesorii care sunt implicați în acest proiect, cine dorește să participe, să ne anunțe din timp și așteptăm în cinta liceului. Un fel de săptămâna porților deschise, nu zicem ziua porților deschise, cu toate că eu ori de câte ori am spus liceu cu program sportiv n-are nevoie de o zi anume a porților deschise. Porțile la liceu cu program sportiv sunt deschise tot timpul anului, fiindcă sunt foarte multe competiții școlare, naționale, campionate. Da, că eu un du-te vino și eu mereu în mișcare, ca să spunem și așa. Sâmbăta, și sâmbătă, duminica, mai mereu. Eu cred că veți găsi clienți cu ghilimele de rigoare, pentru că mereu sunt acum, har Domnului, în satul mare, cluburi private și la fotbal și la karate, mai clubul Unio la judo, sunt copii angrenați destul de mulți în mișcare. Noi încercăm pe ramurile sportive, mai ales spre jocuri, să-i atragem. Ca și specialist în domeniul sportului, știu că jocurile sunt atractive pentru tineri, pentru copii. Sunt dinamice, este întrecere, este contact cu adversarul, se desfășoară într-un grup mai mare, nu individual. Da, e și socializare. E spectacol. Și atunci noi aici, ca și o notate, încercăm din acest
an școlar 2015-2016, am obținut în proiectul planului de școlarizare suplimentarea cu o clasa 5-a, cu profil numai de fotbal, să încercăm să facem o grupă de fotbal fete. Avem 4 profesori cu specializare fotbal, să încercăm să demarăm și o secție de fotbal fete în cadrul liceului cu program sportiv, fiindcă Ministerul Educației și Cercetării Științifice, în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, deja de vreo 2 ani, organizează faze, până la fază finală, fotbal feminin și la clasele a 4-a. De exemplu, în Satul Mare, săptămâna trecută, zona de fotbal fete, învățământ primar. Și urmează fotbal, învățământ gimnazial și chiar liceal. Nu se leagă lucrurile, am văzut pe profesorul noastră, Dacian Nasta, e și antrenor zonal și a venit cu acea inițiativă care, spre surprinderea mea, a prins foarte mult, cel puțin în mediul virtual, au fost foarte multe vizualizări pe materialul pe care l-am publicat în Gazeta de Nord-Vest cu fotbalul pe uliță. Și el tot la nivel de 1-4. Nelegitimați, copiii, merge Micula, caută Ardu, deci să înțelegem, ulița nu înseamnă că face fotbal pe stradă, nu mai... înseamnă că se duce pe ulițele satului, să adune copiii, să-i scoată de pe uliță, să-i bage, mai ales că în ultimii ani s-au construit foarte multe, spre bucuria noastră a celor care lucrăm în sport, că am tot spus, ori de câte ori am avut ocazia, să construim săli de sport, unde? Să nu există școală fără o sală de sport, să nu există o comună fără o sală, cât de cât, cu un teren de 40x20. Și în ultimii ani s-au construit aceste săli, aceste săli trebuie și umplute. Că dacă nu le pui la periferie și joacă... Și atunci, Dacian, eu am salutat acțiunea lui și își sacrifică din timpul lui, este de apreciat, este un nume cunoscut în fotbalul sătmărean și în județ, și este și specialist, el se duce o dată pe săptămână într-o comună, își adunați copiii, îi angrenează în întreceri, vin pentru el, pentru fotbal, știm că băieții, eu dacă aș fi avut băiat, sigur că l-aș fi făcut fotbalist, dar am fost deștept și am făcut două fete. Corect. Și, asta e. Apropo, vorbind de secții, știu că financiar vorbind e foarte greu să înscrii toate echipele în campionate. Toată lumea ar vrea super rezultate, dar cu bani puțin sau chiar deloc. Hai să luăm pe rând cu fotbalul. Una dintre echipele la Junior B, sunteți în frunte la juniorii. Nu pentru că ați făcut o colaborare cu Olimpia. Managementul meu și a conducerii liceului cu program sportiv, a catedrei de educație fizică și sport, că așa e totuși spunem, toate că la noi specializări, este de a putea participa cu toate secțiile în campionate naționale ale junior, copiilor și juniorilor. Și secția de fotbal, într-adevăr, care are clase și grupe de la clasa 5-a până la clasa 12-a, este o secție din punct de vedere al numărului, a masei de sportiv practicanți ai fotbalului, cea mai mare din cadrul liceului cu program sportiv. E, și atunci e normal că cele mai multe echipe înscrise campionate să fie de la secția de fotbal. Avem republicanii A și B, până avem echipele C, D, E, până OLAH, cum le mai spun ei, până la categorie mai mică. Și noi am încercat cu un parteneriat, la ora actuală zic eu, acceptat verbal. Ideea care e? Noi să sprijinim echipele fanion ale municipiului județului, mai ales în echipele de seniori, ca asta noi creștem, dar pentru ce? Odată să facă sport ca să devină niște oameni sănătoși, cu o gândire normală, sănătoasă, în timpul liber, să nu se ducă să joace la păcănele sau biliar, să practice sportul, dar în același timp să alimentăm echipele de seniori cu elevi pregătiți în secțiile LPS-ului și CSS-ului. Și atunci, la nivel de fotbal junior republicani A și B, împreună cu președintele AJF-ului, domnul Silaghi, am făcut această înțelegere, parteneriat, am spus noi, colaborare, cei mai buni la nivel de junior republican A, să îi împrumutăm să joace pentru Olimpia, putând să joace atât la Republican, cât și în echipa din Liga 2-a. Și pe locul întâi copiii. Și plus Liga 4-a. Liga 4-a, în totalitate, aproape sunt elevi de la liceu cu program sportiv. Că de aici poate să promoveze la echipa întâi. Singura mare problemă, din păcate, cred că o să ieșiți la pensie cu oful ăsta, că nu reușim la statul mare să avem condițiile bune. Că fotbaliști, copii, talentați, avem, har domnului, dar din păcate nu avem un teren de antrenament.
A fost un mare off, Olimpia s-a dus, mă rog, tot cu juniorii noastre, că până la urmă sunt aceiași, vorbim de niște juniori. Prima etapă s-au dus la Cluj și au pierdut nemeritat. De ce? Pentru că noi toată iarna n-am putut să ne antrenăm pe un teren normal. Poate la Junior Republican B, în schimb, îi ținem pe cei mai buni aici, dar chiar de-aia suntem acolo la lupta, la lupta pentru un loc care să ne permită accederea în faza următoare, în faza grupelor semifinale. Dar, vedeți, am încercat, s-a dus cu o zi înainte la Cluj, la meciul din etapa trecută cu echipa cu care este cu Universitatea în luptă pentru locul 2-3. A avut ghinion, prima repriză a dominat. A fost pește clujeni, dar n-au marcat. Și în minutul 80 au primit un gol. Dar șansele sunt. Dar toată lumea care a asistat la meci și l-a dat pe Dacian și pe copii, felul cum abordează, cum joacă, este o echipă foarte bine legată. Până la urmă, vă zic eu ceva. E ok să câștigi la nivel de copii și juniori campionatul național, dar nu cred că ăsta ar trebui să fie țelul. Țelul e să iasă 1-2. Sigur. Aveți acum un Tillinger acolo de care la LPS, cu el la Olimpia. E acest Canaloș pe care sunt și copii, da, care eu, vari, mai sunt copii și cred că mândria cea mare, sincer, și pentru noi sădmărenii și eu, poza mea de pagină de deschidere de Facebook e cu Florin, pentru că mi se pare sădmăreanul cel mai reprezentativ din punct de vedere al sportului, Florin Gardoș. E o mândrie pentru LPS, ați primit și bani după el. Acum ajungem și la buget. Folosim banii de pe Gardoș pentru secția de fotbal, în primul rând, că altfel nu puteam să participăm în campionat, dar deci asta e secția de fotbal. Avem 6 echipe care participă în campionat, 2 în Republican și celelalte la nivel de județ. Pe urmă avem la basket și rezultatele sunt îmbucurătoare. Secția de basket masculin a renăscut un pic, a avut o perioadă de scădere în rezultate în palmares. Acum are profesorul Urmaziu, chiar astăzi are o generație, este, și acum este plecat de ieri la al treilea turneu semifinal la Sibiu. Este pe loc în clasament de a intra în turneul final, în primii 8. Da, în primii 8, junior de 14 ani, o echipă Denis, foarte bună. Care, din câte știu Dobra, unul de cei mai buni la generația respectivă. Așa, de asemenea, secția de basket fete, profesoara Pricop Adriana cu fetele de U13 mai are un singur turneu semifinal și este pe loc, tot așa, care îi dă posibilitatea să se claseze, din păcate, să gol participe. Am pierdut un weekend, bine, dar suntem încă în luptă cu Reghinu. Avem o victorie în fața lor, mai avem un turneu. Asta orice, e, la nivelul, din păcate, dar suntem acolo. La 13-14 deci ani, de la 14-18 nu mai suntem avem nimic. Suntem acolo, sperăm să le putem ține pe fetele astea, dar din păcate este un gol între 13 ani și 19 ani. Știți ce n-am înțeles eu, că fiind puțin implicat și în basket, de ce au plecat atunci? Pentru că Clujul, hai, ok, oraș mai mare cu posibilități, da? Ca echipă de seniori atunci ne eram peste. I-am stat de vorbă atunci cu părinții acestor eleve când au plecat după ce au terminat clasa 8-a. A fost dreptul, nu puteam să le oprim, dreptul lor, dar se înscrie la admitere în clasa 9 la Cluj. Mirajul Clujului, că e centru universitar. Toate că noi în perioada eram și acum, eram peste Cluj la nivel de senioare și la nivel de junioare, dar este mirajul Clujului. Că a fost Clujul o greșeală, că termina Clujul mai sus pe 9. Universitar, bine, e primul an când, în ultimii 7-8 ani. Dar dreptul lor, și de-aia s-a făcut golul ăla. Să venim la altă secție. La handball, secția care vă e la suflet. Handballul, am menținut și juniorii 1 în campionat. Ei au terminat fazele de grupă, din păcate pe un loc care nu le permite participarea la faza următoare, dar am menținut și juniorii 1 în campionat, că altfel nu avem ce să avem. Eu vă spun, unul dintre jucătorii noștri, portar, da? Merlă Mihai este, o să vedeți că o întrebare, poate că ne-au de domnul Istrate, de ce nu le-am luat? Măcar să fie acolo, că altfel cum să creștem? Eu m-am certat pentru junior și cu Tibi. Eu sper că din toamnă va fi componenta echipei CSM, are aproape 2 metri și apără senzațional. Este, știu. Mai ales că are și tradiție. Taică-sul Adrian și i-a făcut carnet să-l ajute pe Chibedi și la antrenamente de instructor. Are carnet făcut la Federația Română de Handball, are drept de stat pe bancă de a participa la turnee. Mai ales în speranța că îl ajută foarte mult pe fiusul.
El da. E mai ales antrenor cu portare. A fost un portar extraordinar. Da. Deci, și avem cealaltă echipă care, spre bucuria noastră, pentru prima dată de foarte mulți ani, o echipă de handball junior ale PS-ului, CSS-ului, deja trece din faza grupelor și am fost în grupă cu băimăreni. Știm școala. Noi suntem... Și mai ales în 4-a în Morișca, când, mai ales la ultimul turneu care noi l-am organizat în Morișca, asta e cele trei echipe părând n-au venit la câte un meci ca să-și facă economie la buget. În sfârșit, treaba lor. Dar e greu cu să fii într-o grupă cu Baia Mare, să te bază la handball. Nicolae Strate are echipa asta de junior 3, o echipă foarte bună, chiar trei au fost convocați la o selecție, un trial zonal pe Transilvania în luna trecută. Are echipă foarte bună, la fel a apărut și concurența, Adepu și-a făcut și secție de handball și Dan Sebastian, costumul student. Chibedi și-a făcut secție de handball fete, e ok. Bine, și aia trebuie, dar vă spun, și din cele două echipe care sunt aproape la același nivel, în continuare, dacă vom face o colaborare bună, vom face o echipă bună, ne vom bate cu băimărenii de la egal la egal. Deci și secția de handball este pe drumul cel bun. Secția de volei, la fel cadetele lui domnul antrenor Groza Ovidiu, sunt pe loc de clasificare la zonă. Avem fetele care sunt în clasele noastre de așa zis mozaic, aceste șase fete superbe care au jucat până mai zile trecute în prima ligă de volei. Acum sunt în faza pentru juniore, la nivel de juniore 1 au câștigat grupa semifinală și s-au calificat la faza finală, de unde sperăm să vină cu o medalie. La fel, în cadrul olimpiadei școlare, săptămâna viitoare merg la zonă, la Șimleu, sper să ajungă iar în primele trei la nivel național. Deci jocurile merg foarte bine și numai din enumerarea echipelor vedeți câte echipe am putut. Și nu ne plângem, nu ne văităm, nu ne lăudăm, dar am reușit și financiar să rezistăm. Până astăzi, nu știu mâine, ziua de mâine cine va aduce, dar așa cum mă știți... Mai aveți un an până la pensie, deci nu e... Sunt destul de taur, de ambițios și vorba unor colegi. Pe șeful, da, e șef ca să faci bani. Zic, da, eu să aduc bani și voi să-i cheltuiți. Da, corect. Bine, dar îi cheltuiesc cu folos, îi drămâim, nu mergem în comun, nu risipim, vă spun, deci merg echipele de fotbal cu 15-20 de lei în ziua meciului și o masă. La fel și echipele la turnee, nu depășim 45 de lei pe zi la masă. Nu ne Din păcate, nu ne putem permite mai mult. Nu ne putem permite. Că... Bine, aici și eu, ori de câte ori am avut ocazia, am mulțumit părinților, e și aportul părinților, ei își realizează că principalii beneficiari sunt copiilor și, pe urmă, și părinții, că își văd niște odrasle care cresc frumos, sănătos, se poate realiza și prin sport. E și... contribuie și ei, normal. Noi le dăm masă, să zicem, pe zi de 45, în deplasare nu se mănâncă nu știu cât, dar contribuie și ei, suplimentează. Altfel, fiindcă cheltuielile sunt foarte mari, nici nu vreau să vă spun o cifră de buget pe care noi am cheltuit-o într-un an competițional. Că le-am spus la câțiva care sunt alte materii, așa au făcut. Și atunci ne plângem că avem câte un liceu care s-a calificat la un SS, la o zonă, cu nu știu ce echipă școlară și vezi tu cât trebuie să cheltuiască 600-700 de lei. Zic, la noi asta e un arbitraj. Da. Apoi am trei. Și sporturile individuale merg foarte bine. Atletismul deja și-a început... concursurile de iarnă, deja au început să vină cu medale, ultima medalie argint la aruncarea discului la aruncări lungi, acum merge Gludeanu la fel cu alte elevă la junioare 3, Achim la fel, a obținut medalii în iarnă și Fischer, deci și atletismul e pe linia normală, atletismul de care a avut continuitate. Vă face plăcere să o amintiți șahul, nu? Și acum... break news, sau cum se spune, da? Breaking news. Deja suntem în posesie, am reușit în sfârșit să avem, să întăbulăm baza, așa zisă, Dinamo. Da. Avem deja, suntem în posesia extrasului de carte funciară pe liceu cu program sportiv, clubul sportiv școlar, cu clădirea de deci ați luat la Ministerul Administrației? Da, este direct, este întăbulată deja pe LFS, deci CSS. Deci putea accesa vreun program, cu teren, cu tot. Da. Și acum putem să începem să facem procedurile pentru prin inspectoratul școlar. Și tot un încă o noutate, da, suntem în preajma sărbătorilor pascale și e bine să venim cu lucruri cu noutăți care să ne lumineze fața, să ne bucure.
pentru ce vrem să facem. Reabilitarea, am demarat deja procedurile pentru reabilitarea clădirii internatului liceului cu program sportiv, care se găsește în complexul Slavici, că de 2 ani de zile acolo s-a încetat activitatea, am pregătit toate documentațiile și în sfârșit anul ăsta avem promisiuni că vom primi și finanțare, dar până la finanțare am demarat deja zilele trecute procedurile de studiu de fezabilitate, că toate trebuie să respecte niște proceduri, sigur că da, niște pași. Deci am pornit la drum, deci startul l-am luat. Sperăm că, mai în glumă, mai serios, ziceam, poate până ies la pensie terminăm și cu internatul liceului cu program sportiv, care va fi o clădire internat sportiv. Dorim să și mansardeze, etajul 1 și 2 să fie internat, dar cu condiții normale, decente, cu grup social în cameră, ca la Călinești. Da. Care știți cum am făcut la Călinești, jos cu bloc alimentar, cu cantină, cu sală de mese, cu tot, etajul 1 și 2 camere pentru elevi, cu grup social propriu și la mansardar, pe mansardă să facem 12 camere tip hotel cu 2 în cameră. Într-adevăr, pentru sportivii de înaltă performanță, să nu mai primăria, CSM-ul, să nu mai căutăm chirie, să putem să le oferim și să mănânce nu știu pe unde, să mănânce la regim de cantine, unde știm că regimul de cantine de 45 de lei mănânci foarte bine față de restaurant. Echipa de basket, acum 7 ani, Fleșeriu, că a fost profesorul noastră. Și pe aceeași materie. Da. Doar acolo am început. Acum 7 ani, prima medalie de bronz a luat mâncând la cantina LPS. Eu am înțeles că străinele, mai ales și fetele, că într-adevăr e cantină, fost, dar din punct de vedere al LPS a fost altceva. A fost acolo era meniu sportiv și nu ne lăudăm marfa, dar avem bucătari și am reușit să-i mențin în sistem, în structură, i-am repartizat în alte posturi, că în ideea că se va reabilita, să-i punem tot pe ei, fiindcă sunt toate grupurile care au fost la Călinești și au fost serviți impecabil. În vacanța intersemestrială au fost matematicienii, au fost super încântați și așa, surpriză, bucătare, când mi-au povestit că la ultima zi, la ultima masă, fiecare masă le-a spus câteva cuvinte. Un inversuri, le-a mulțumit pentru felul cum au fost tratați. Ce bucurie mai mare pentru bucătar, nu să lingi blidul, cum se spune la sfârșit. Din bani puțin. Inspectoarea de matematică au zis, domnul director, dar mă mir cum zic, uite că la bucătărie, la cantină se poate. Am ajuns la final de discuție. 5 mese. Da. Ne așteaptă și discuția cu Florin Fabian și n-aș vrea să-l țin prea mult, pentru că și așa suntem într-o mică întârziere. Hai să vorbim din cel și că suntem o sărbătoare pascală. Mie îmi place totdeauna să ating subiectul ăsta. Ați fost coleg de clasă cu prea fericitul Daniel. Probabil că ar fi trebuit să vă pună pe principiul ăsta că ați fost coleg de clasă cu el, că unii așa se laudă, că mai au pile pe sus, că a fost coleg cu X. Trebuie să vă pună protopop în Satul Mare, nu director la LPS. În birou la mine am fotografie cu prea fericitul, fostul meu coleg Daniel, la întâlnirea de 40 de ani. Lumea care mă cunoaște știe, nu că mă laud, dar este o realitate și poate că, să știți că te încarcă cu energie pozitivă când te gândești că totuși un coleg de clasă a ajuns între primii oameni din stat și pe merite. Aici nu merge pe pile, că pile mai sus unde poți să ai la Dumnezeu, acolo nu merge cu pile. Ești bună. Și eu mă bucur. În ideea asta eu le urez sădmărenilor care sunt de etnie, de religie catolică, care sărbează Sfintele Paști în weekendul din 5-6 aprilie, cât și celor ortodox, de religie ortodoxă, care în weekendul următor, sărbători fericite, sănătate și ca de fiecare dată când am avut ocazia, dați-vă copii la sport, să facă sport, nu neapărat de înaltă performanță. Bineînțeles că noi cernem și cei care au feeling-ul ăla pentru înaltă performanță se vor realiza, dar în primul rând beneficiază de sănătate, de educație, de educarea unor calități morale, de voință.
în viață trebuie să știi să și pierzi. Și sportul te învață să pierzi, ai pierdut, fair play, îi strângi mâna adversarului că a fost mai bun decât tine, ca și în viață. Dar, în primul rând, sănătate. Și noi, în liceu, cu program sportiv și clubul sportiv școlar, asta încercăm să atragem cât mai mulți. Vă așteptăm la admitere la clasa 5-a, care o să aflați din presă, va fi în jurul date de 4 iunie. Că înainte de aia, în 27-28, avem pentru clasa 9-a, asta este un program național cu admiterea în învățământul liceal, dar noi am stabilit și data de admitere pentru clasa 5-a, unde îi așteptăm pe cât mai mulți și, de asemenea, în grupele secțiilor noastre. Și nu puteam să uit secția de șah, am omis-o, da, secție foarte puternică, da. Secție foarte puternică prin Cătălin Ardelean. N-aș vrea să uit pe cineva, dacă am uitat, da, ne mai scuze, întâlnim până ieșim la pensie, mai aveți un an. Deci, încă o dată, multă sănătate, fericire și sărbători, să petreceți aceste sărbători cu sănătate. Sărbătorile pascale sunt sărbători ale familiei. Eu fiind bănățan, eu mi-s bănățan. Când am venit în Satul Mare, aici sunt alte, erau alte obiceiuri, la alea nu m-am aliniat, eu mi le păstrez pe alea cu care a fost crescut. Familia Sfântă. Este familia Sfântă, sărbătorile pascale adună familia la un loc. Eu mi-aștept copiii, mi-aștept nepoții, cu drag totdeauna de Crăciun și de Paști ne întâlnim în familie. La fel vă doresc și dumneavoastră. Și vă mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc domnului director, sărbători fericite vă dorim și noi și săptămâna sportivă continuă. Rămâneți alături de Nord-Vest TV. Mulțumesc. Am revenit în studio. Mulțumesc domnului director Păcurariu pentru prezența în emisiune. Spuneam că această ediție e una specială cu doi oameni pe care îi apreciez foarte mult în sportul sătmărean și unul dintre ei alături de mine, Florin Fabian. Florine, de 20 de ani tot facem emisiune împreună, nu? Cu 20 de ani am început la Radio Transilvania, erai tu cu Grigoriu, acum ea... Nu pot să spun că am îmbătrânit noi, dar am mai rămas fără o parte din podoaba capilară, ca să zic așa. Florine, felicitări pentru proiectul Primavera, în primul rând. Mulțumim, mersi și de invitație. Sunt 3 ani de când te ocupi de niște copii și toată lumea spune că sunteți un club profesionist care nu ai ce să-i reproșezi în aceștia 3 ani. Da, eu sunt foarte mulțumit de ce am făcut în aceștia 3 ani. Fără să vorbim prea mult așa cu imagini, cu cuvinte pompoase, eu zic că în 3 ani am făcut lucruri foarte importante pentru fotbalul juvenil în Satul Mare. Și ne-am atins cam toate obiectivele care ne le-am propus. Și în primul rând să asigurăm cele mai bune condiții din județ pentru copii și juniori. În al doilea rând, să ne formăm categorii de vârstă de la cele mai mici, cele mai fragede de vârstă, deci de la 5 ani începem cu copiii. Și bineînțeles și alte obiective care sunt importante la copii și juniori, educația, implementarea unui concept de predare la copii și juniori, de care eu sunt răspunzător și îl transmit mai departe la toți antrenorii. Și vă zic că am făcut lucruri tu importante. Tu ești antrenor coordonator, pe lângă tine, cred că după sufletul și asemănarea ta, cam așa ți-ai luat colaboratorii. Da, bineînțeles. E Dorințu Țuraș de... Un club care se respectă, are un conducător administrativ și unul tehnic. Conducătorul administrativ este Lucian Preșteanu, cel care sunt asociat și membru fondator. Lulă pentru iubitorii, da, fotbalului. În clubul Primavera, iar partea tehnică, de partea tehnică sunt răspunzător eu și bineînțeles că am încercat să aduc antrenori la club. E vorba de Dorin Țuraș și de Marius Toma, precum și Puiuș, le-am antrenat cu portarii, care cred că se ridică la nivelul meu de seriozitate și profesionalism, la ceea ce vreau eu. Acum 3 ani începeai proiectul, nu știu, tu ai avut niște rezultate foarte bune, cunoscând ce se întâmplă în fotbalul românesc și la seniori. Și la Victoria Carei, dacă probabil erau mai mulți bani promovați atunci, dacă ne aducem aminte, era antrenor la Victoria Carei în vremea respectivă, te-ai dus la Baia Mare promovat. Ce te-a determinat? Deci cea mai mare performanță la seniori am făcut-o la Iașu Turda, foarte puțină lume știe. Iașu Turda a antrenat pe locul 9, campionatul diviziei Liga a 2-a în 2010-2011. Ei n-au mai terminat pe locul ăsta de 35 de ani, deci Iașu Turda.
Și pentru mine a însemnat foarte mult treaba asta, deci în istoria clubului. Acum, sigur, că mai sunt derapaje. Știi cum e, promovările sunt rămân, că ce a făcut? A promovat. Da. Baia Mare a fost o perioadă în care nu erau bani acolo foarte mulți, ai reușit să faci un grup și de numele tău, chiar am realizat un interviu cu Claudiu Bumba și mereu va rămâne recunoscător și ție și celorlalți antrenori să-ți mărim, pentru că tu i-ai dat o șansă lui Claudiu acolo la Baia Mare și nu numai lui, ai mizat pe tineri. Am crezut în el la 15 ani. Rar antrenorii care se creadă într-un jucător de 15 ani și se joace în Liga a doua. Neapoiul n-a avut încredere cu Feroe să-l bage la 21 de ani, a preferat pe Tănase. Deci, asta e, face diferența. Dar ce te-a determinat cu 3 ani să lași seniorii? Pentru că aveai oferte și atunci, ții minte, de Liga a treia, au mai venit alții, unii alții. În primul rând m-a determinat ideea mea de a deschide o școală de fotbal la Satu Mare. De mult am intenționat treaba asta și atunci a venit momentul propice, în colaborare cu Luci Plăișteanu, care deține o bază sportivă cu terenuri artificiale. Și în al doilea rând, n-am avut ofertele care mi-au convenit la seniori, mă refer. Instabilitatea din fotbal românesc, ce se întâmplă, și n-am vrut să plec la o echipă, n-am vrut să cobor standardul meu la care am ajuns. Pentru că așa consider eu de principiu. Da, discutam și înainte cu domnul Păcurariu, eu am și eu părerea mea legată de copii și juniori, că rezultatele, poate un titlu național la copii și juniori contează mai puțin decât dacă nu reușești să dai din acea generație unul sau doi copii care să meargă mai departe, trei, deja vorbim de 3-4, e foarte bine. Da. Pentru că sunt o grămadă de exemple. Primul care îmi vine în cap e FC Bihor, care din generația care câștiga juniori AB, campionatul național, a rămas un Florin Pop, care l-am văzut jucând acum la titular. În rest, s-au pierdut toți. Care e principiul la voi? Florine, fiecare club își trasează obiectivele. Are politica lui. Unii urmăresc rezultatele colective pe echipă, alții urmăresc să-și promoveze tinerii jucători, fiecare după conceptul și gândirea lor. La noi, obiectivul nostru a fost să muncim, în primul rând, cu jucătorii, cu copiii care avem, să educăm sportiv, în primul rând, pentru că ei cred că ajunge fotbalist un lucru foarte ușor în ziua de astăzi, ceea ce nu e adevărat, și după aceea să avem rezultate individuale, în primul rând, adică să contribuim la progresul copilului care vine. Și aici avem noi cele mai mari rezultate. Deci copiii care au venit prima dată la fotbal și după an, de la an la an, cum cresc. Asta ne interesează pe noi. Și vedem după aceea, după 14, 15, 16 ani, ce se întâmplă. Spuneai că e un concept adus de afară, care sunt... Dar nu e un secret ceea ce facem noi. Asta se găsește și la grupări din România, mai sunt echipe care gândesc așa, cluburi care gândesc așa, mai sunt academii de afară, fiecare implementează ce crede în clubul lui de copii și juniori. Noi, la noi, cel puțin, toată lumea e satisfăcută. Adică... Da, nu, există un climat de asta și părinții și copiii sunt de... vin cu drag, le place să meargă, să facă. Da, să... Păi asta e una din, cum să spun eu, din necesitățile. Când lucrezi cu pasiune, cu copii și cu dragoste, atunci normal că ți se întoarce treaba asta. Așa că noi asta facem. Da, e legat de condiții. Eu tot de 6 ani deja suntem cu emisiunea aici și nu s-a întâmplat mai nimic în ceea ce privește baza sportivă. Nu poți să ai copiii juniori care să crească în valoare de la an, dacă se întâmplă să n-ai unde să-i antrenezi. Adică voi vă antrenați pe Peco, nu pe vremuri, pe Zgură. Mai ai prins și tu perioada. Da, au fost atunci, așa au fost condițiile. Era curtea școlii, mai alergam. Acum copiii sunt greu de scos din fața calculatorului dacă nu le faci condiții. În Satu Mare, din păcate, uite, nu avem un teren. Voi să încercați ceva. Deci următorul nostru obiectiv este... Privat. Da, următorul nostru obiectiv și sperăm că anul ăsta este acela de a avea un teren de dimensiuni normale. Sperăm că anul ăsta, la începutul lunii iulie, să putem să inaugurăm și acest teren. Voi ați arătat încă o dată că se poate. Deci dacă vrei, chiar și din o echipă, un club privat, un tânăr, cât de greu e să faci un teren din ăsta? Cât ar costa sau ce s-ar putea întâmpla? Uite, acum o veste, în sfârșit, vestea bună. Domnul director a spus că a întabulat terenul Dinamo. Până acum era un litigiu și nu puteau să acceseze bani și fonduri să-l reabiliteze. Ăla nu va fi un teren de dimensiuni normale, că nu e acolo, da? Va fi bun de antrenament și pentru copiii de la RPS, dacă reușesc să... Cât de greu e să... Ce investiție? Nu pot să spun ce investiție este acum.
La începutul lunii iulie, când o să încercăm să inaugurăm terenul, probabil că se va face o estimare, așa, noi tot ce avem, sponsorizări din impozitul de 2% de la fiecare părinte sau alt contribuabil, încercăm să facem lucrurile încât să meargă în direcția bună și terenul care îl vom avea de dimensiuni normale sperăm să ridice la un nivel cât mai bun, ca și condiții mă refer, pentru că asta e important. Asta vorbim și de vestiar și de tot acolo. Da, da. Da, nu vreau să vorbesc foarte mult despre asta. Când o să, fie gata, da. Atunci... Nu, dar e un exemplu, știi, investiția, acum fiecare... Deci, după părerea mea, Florine, ceea ce este la momentul al în Satul Mare, asta ar trebui restaurat. E greu să faci de la zero fără fonduri europene, fără alte fonduri din alte surse, dar nu se restaurează, din păcate, nici ce este. Copiii și juniorii se antrenează în aceleași condiții ca și acum 25-30 de ani, dar s-au schimbat vremurile, asta trebuie să înțeleagă toată lumea. S-a schimbat vremurile și trebuie să le ofer condiții la nivelul și la timpul actual la care suntem. Dacă, să zicem, aveai șansa asta de a avea copii acum la voi, la 6-7 ani, am văzut niște copii la 7-8 ani pasează, deci zici că sunt la nivel de Barcelona. Cred că pe vremea voastră nu exista. Păi nu, în primul rând, pe vremea noastră nu se începea fotbalul așa de vreme. Deci pe la 10 ani am început și eu fotbalul. Erau alte vremuri, ce să mai... Erau copii la tot pasul, puteai să... Nu mai faci, nu poți să copiezi ce a fost. Nu se poate compara, sunt alte vremuri. La fel cum nici vremurile din anii 90 nu se pot compara cu cele din 70. Deci asta e lumea, într-o continuă transformare. Ați deschis și site-ul, să deschizi joi csprimavera.ro. Am înțeles că vrei să fii destul de activ acolo cu... Noi de asta am încercat să avem și un site propriu, ca un orice cu care se respectă. Vrem să fim activi în sensul că vrem să postăm tot ce e actual la nivelul clubului nostru și nu numai. Și sperăm că va fi și acest lucru va căpăta o notorietate, pentru că e important. Orice club care se respectă din punctul meu de vedere trebuie să aibă un site. De la 5 ani până la ce vârstă aveți? Cea mai mare grupă este 14-15 ani, de juniorii C. Și începem de la 5 ani cu copii. Avem toate categoriile de vârstă. Cred că au venit mai la început mai de drag sau cei care n-au mai fost legitimați în alte părți. Pentru că... Da, da. Ei au început fotbal acum 3 ani, majoritatea, dar destul de bine se comportă și ei. Au crescut? Da. Acum vedem ce urmează pe viitor. Mă gândesc că pe viitor, acum sunteți în campionatele astea de C, E, D, da. Județ, nu știu, există șansa și voi să mergeți mai sus dacă copiii vor crește la voi? Bineînțeles. Eu am deja stabilit de principiu aici la club. Vom continua la Republicani A și B în funcție de ce valoare au copiii de la grupele care cresc. Pentru că, din punctul meu de vedere, dacă ai o grupă cu copii de valoare, merită să investești, pentru că sunt niște cheltuieli la campionatele de Republicani A și B. Deci depinde de grupe, ce valoare vor avea grupele care cresc. Dacă nu, probabil veți prefera o colaborare. Colaborăm cu alte cluburi care au Republicani A și B. Fac și o întrebare. Ce se întâmplă dacă la un moment dat apare o ofertă pentru antrenorul Fabian de la echipă de divizia B sau A? Da, a mai fost întrebare. Acum nici nu se pune problema să... Eu nu gândesc așa. Dacă apare ceva... Clubul Primavera merge mai departe și eu nu o să fiu pe altă planetă, o fiu tot aici, în țară sau străinătate. Sunt mijloace de informare, de transmitere a toate datele care e nevoie aici la club, dar suntem pe punctul să mai angajăm un antrenor din iulie, sper să mai avem încă un antrenor și ne completăm în continuare cu cât... trec anii, va trebui să ne completăm și staff-ul tehnic. Da, asta e un proiect tânăr, dar un proiect care iată, e de urmat și un proiect, zic eu, de succes. Nu știu, te-aș întreba cine exagerează că și voi formați copii, nu știu, în ziua de astăzi mai permiți, că pe vremuri probabil și pe tine, când ai fost junior, ăștia bătrânii de la Olimpia mai car în fămghetele, fămi aia, dar cu... Părerea mea că s-a ajuns prea departe și cu chestiunea asta cu domnul Kovac, nu știu cine e, habar am la federație, de Hagi foarte indignat acum. Unde, cam cum, cine are dreptate, cum de vezi toată povestea asta? Ce să spun, Florine? La voi știu cum se vorbește, nu chiar și nu la, știu, cu copilul de 6 ani spui domnul fotbalist, da. Sau mă rog, domnul X, domnul...
Nu știu ce să spun la întrebarea asta. Cunoștirea despre care vorbim. La voi știu că nu cred, ți-ai permite să-i spui. Nu știu la ce mod a vorbit domnul Zoltan Covaci de la Federație către respectivii copii, în ce limbă, poate a vorbit în engleză și poate au fost răstălmăcite frazele. Dar consider că, nu știu, orgoliile astea nu și-au sensul, iar copiii trebuie, din punctul meu de vedere, nu trebuie să le dai nas, adică mi se pare că prea repede îi considerăm fotbaliști, prea repede îi mediatizăm. E o greșeală, după părerea mea, un dezavantaj împotriva jucătorului, copilului. Mediatizarea asta e excesivă. Asta e părerea mea. Care e cel mai drag? Care ți-e cel mai drag jucător pe care l-ai antrenat la seniori? La seniori, cel mai drag jucător, au fost mulți. Mulți, dar unul mi-a rămas așa în minte ca determinare și ca muncă incredibil, e Paul Batin, care joacă la Botoșani acum. Sunt foarte mult. Pentru satul mare, în schimb, pentru copii, cred că exemplul numărul unu rămâne Florin Gardoș, care cam știu ce vrea și a avut și puțină șansă. Cred că ar trebui să-l luăm de exemplu. Cel până la 26 de ani a făcut lucruri deosebite. Întotdeauna copiii trebuie să aibă modele, din punctul meu de vedere. Deci, ei trebuie să aibă modele și Gardoș poate fi un model de muncă până la acest moment și, bineînțeles, și alte modele, dar și de comportament și și pur fotbalistic. Pentru că, dacă luăm cazul Mutu, de exemplu, poți să iei model. Nu. Fotbalistic ce a făcut pe teren, da, poți să-l copiezi ca copil, ca alea să încerci. Trebuie și extra fotbalistic, adică comportamentul civilizat, atitudine, educație. Deci copiii ăsta trebuie să uite și părinții. Pe cine aveai? Eu am avut mulți jucători care mi-au plăcut din anii 80. Din anii 80 au fost mulți jucători care mi-au plăcut fotbalistic pe teren, că noi cunoșteam în afara terenului. A fost și Nicu Tăbăcaru, mi-a plăcut fiertat. Era, s-a jucat cam aceeași stil de... Au mai fost Hațeganu, au mai fost, care i-am văzut jucând. A fost o generație foarte bună atunci și de juniori la Olimpia Satu Mare și confirmat rămâne memorabil meciul vostru cu CFR Cluj la Bistrița, meciul de baraj, promovare în Liga a doua. Au fost momente frumoase la Olimpia, nu? Cred că ai rămas cu sufletul acolo. Cred că fiecare acolo. Perioadă are momentele frumoase și perioada actuală a Olimpiei, când au început acum din Liga 4-a, cu perioade frumoase, trebuie apreciate mereu perioadele frumoase. Apuci să mergi la meci la Olimpia? Ai fost? Ai văzut ceva? Poftim? Ai apucat să vezi acum? Din păcate n-am timp să mă duc. Deci s-a de ocupat la primavera că n-am timp să mă duc. N-am timp să mă duc la meciuri. Anul trecut am fost la două meciuri, cred că. Anul ăsta n-am fost la niciun meci. N-am reușit să ajung. Sper să ajung acum în play-off, să văd un meci bun. Vinerea viitoare o să joace cu Salonta acasă, vineri, de fapt. Dacă nu se schimbă nimic, rămâne ora 11, mi se pare o ciudățenie cum să joci vinerea la 11, dar e vinerea mare, unii au considerat că nu se lucrează, dar tot mi se pare ciudat, putea să joci după amiază. De exemplu, în weekend sunt primele două meciuri în finala de basket, nu ține cont nimeni că sâmbătă e sâmbăta mare, se joacă vineri și sâmbătă, adică Paște sunt pentru oamenii de rând, pentru sportivi nu există Crăciun, Paște, Revelion, tu știi. Cam așa. Nu? Cam așa. Cam asta e și voi, da. Da. Sunt foarte multe. Florine, felicitări pentru proiect, oricând. Mulțumim. Rămânem alături și să sperăm că o să crească jucători valoroși de la voi. Sau, în primul rând, caractere, cum niște oameni. Eu am o opinie din punctul ăsta de vedere referitor să crească jucătorii. Antrenorii de copii și juniori sunt niște formatori. Ei poate să cizeleze niște copii care vin cu niște calități de acasă, poate să-i formeze. Iar ei sunt principalii răspunzători dacă vor ajunge sau nu fotbaliști. Asta e părerea mea. Și mai era o chestiune, până la ce vârstă poate să stea părintele la antrenamente, că erau discuții. Da, n-am făcut o regulă din asta, fiind și la început, bineînțeles. Pe viitor o să avem în vedere și problema asta. Mie nu mi se pare, sincer, nu mi se pare normal să stea părintele, că sunt copii care nu depind de părinți, dar sunt copii care mereu e cu ochiul ba la tata, ba ce-i spune, nu e normal. Că... Deci noi pe viitor vom avea în vedere și treaba asta, pentru că sunt mai multe cauze. Și spre binele, o să explicăm părinților că e spre binele lor
ca să nu stea la antrenamente, să pună presiune pe copii sau să se trezească mai vorbind și ei, în fine. De sfaturi, că toți și o să fie spre binele lor. Deci noi avem în vedere treaba. Acum n-am vrut chiar de la început, dar pe viitor probabil că se va întâmpla la unele grupe care, ne referim la grupele de 5-6 ani, astea micuțe de inițiere, că acolo poate nu stă fără părinte copilul și imediat caută să se retragă din antrenament. Eu tot am vrut să întreb, că știu și am eu, e mic și face și place. Au răbdare, nu știu, la 5-6 ani, că de multe ori te întrebi, că tactic nu înțeleg ei multe din ce îi pui să facă. Încet, cu încetul, ca și la școală. Stau în bancă prima dată, după aceea stau atenți, în liniște, deci educația și ceea ce facem noi trebuie să concure la problema asta. Sunt drăguți, simpatici, am văzut că le-ați dat și echipament, sunteți printre puținii care oferă acum echipament gratis. Da, avem condiții bune și cei care sunt la noi știu foarte bine ce încercăm să oferim copiilor, deci nu doar să luăm o cotizație care, bineînțeles, necesită la un club privat, dar încercăm să și oferim ceva și apreciază foarte multă lume ceea ce facem. Sperăm să o țină tot așa. Vreun turneu? Vom organiza un turneu, trei turnee, de fapt, la trei categorii de vârstă, la sfârșitul aprilie sau începutul mai, să vedem când ne permite vremea. Cu ocazia celor trei ani de primavera, cam fiecare an organizăm turnee pe teren redus pentru copiii mai mici, pentru categoriile de vârstă mai mici. Și atunci vom informa și da publicității. Și pentru cei care vor să meargă să vadă că e chiar o plăcere, turneele copiilor, sperăm să putem să transmitem. Am fost și la alte competiții, copiii rămân sinceri și simpatici pentru ei. Am văzut și acel meci cu penaltiuri ratate, cu parcă sunt finale de campionat mondial, orice. Da, ei trăiesc fiecare clipă la maxim, e frumos. Mai vreau să spun ceva, mi-ar mai plăcea să avem mai multe școli de fotbal în satul mare. Și mai multe, păi sincer, avem. Da. E juniorul, Il Calcio, Someșu, Olimpia, de PS, Primavera, sunt 6. E la Carei Kinder, 7. Mai sunt Oașul, Lohan. Florine, mai multe. Mi-ar plăcea să avem mai multe. Deci noi avem un campionat de 7-8 echipe în județul satul mare. În alte județe, și nu mă duc mai departe la Oradea sau Cluj, care sunt astea, mă duc la Maramureș, sunt peste 12 echipe. Deci se poate și mai mult, există loc. Din punctul meu de vedere s-ar putea. Deci eu nu sunt genul care să spun numai primavera, noi să existăm și restul nu. Eu zic că trebuie concurență ca să crească nivelul de pregătire și calitatea jocului și a pregătirii copiilor și trebuie să avem varietate mare de jocuri. Și eu zic că m-aș bucura să mai apară cluburi de copii și juniori. Încă o dată mulțumesc, sărbători fericite și vouă. Asemenea, și eu vreau să transmit tuturor sărbători fericite și să transmit părinților și copiilor multe mulțumiri. Îi așteptăm cu drag în continuare și pe toți cei care doresc să vină la primavera, așteptăm cu brațele deschise. Terenul e cunoscut în curtea colegiului Eliza Zanfirescu, dacă nu mai știam, Miu sau cum îi spunea pe vremuri. Da, de anul ăsta și baza se numește Primavera. Deci până acum s-a numit Club Campionii și acum se numește baza sportivă Primavera. E și mai ușor la intrare în Micro 17 sau Carpas, ce e acolo. Lumea cam știe despre ce e vorba. Dacă nu, găsiți pe site-ul csprimavera.ro mai multe detalii. Vă mulțumim pentru atenție, sărbători frumoase, să ne revedem cu bine și sănătoși. Rămâneți alături de Nord Vest TV.